can be pretty funny. No, I love that with the puppet. I hope we can achieve. Știu că nu te pot cu bucurie înfrângerea dușmanilor noștri, dar te rețită undeva. Cum ar fi să vorbească prăjiturile? Au fost dușmani cu adevărat învinși, căci Shredder este un viclean care poate aștepta acolo în liniște. Dar, Sensei, ai spus că Shredder și-a pierdut și ultima formă de urmare de noastră. Nu vom mai vedea vreodată. Da, și dacă reapare, ne ocupăm noi de toate. Tomaru, ați devenit cam leneș, prea încrezător. Neglijați antrenamentul. Petrecerea se încheie. Acum. Asta vă cam dură. Poate mai este o splindere în dreptate. Poate chiar de un plăcut pene. Ha! Nu-mi floare în pene când ai calitățile, dar să vă și pun lui... Wow. Chestia asta funcționează din nou? Nu a dat niciun semn zile întregi. Se pare că a interceptat un fel de semnal, ceea ce înseamnă un singur de lucru. Și tu le pot vorbi! Grand Santo. Atunci petrecerea chiar s-a terminat. Este destul de greu să decriptez, dar Crank se pare de transportă un fel de marco. Cum n-am o secretă? Trebuie să atunci cu încălzătura aia. Deci cum vom urmări o navă care devine aproape invizibilă? O acoperim cu miere ca să atragă albinele. După care urmărim albinele. Urmărim cu asta. Este legătura cu radarul trasat de vechi să văd un oraș. Va crea un sus prin triangulare. În română, profesore Creieraș. Va găsi nava secretă. Epri, te poți duce pe acoperiți când transmiți coordonatele navei? Eu? Am urmărit. Dar tatăl tău știe? Tata? Puteți să mă mai lasă pe din casă. Sigur nu va accepta asta. Te rugăm, mă, Evelyn. Tatăl tău este cerținător. Avem nevoie de ajutor. Cu vederea ce pot să fac. Întrebarea de 10 puncte. Cum oprim nava? Ne trebuie ceva tare rapid.